Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Dacă este vineri, este clar despre ce discutăm. Mai avem un platou. Pe cine credeți? Păi pe doamna doctor Florinela Bălan și pe domnul Angi Dincă. Domnilor, sunteți foarte solicitați de către telespectatori, mai ales pe vineri și sâmbătă în reluare, pentru că se pare că emisiunea cu dumneavoastră de tip psihologic sau psihanalitic, să-i spunem mai bine așa, au foarte mare trecere la public, în sensul în care sunt foarte utile. Drept pentru care astăzi vom trata ce este cel mai de preț, armonia și familia. Da? Da. De asemenea, vom trata comunicarea în cuplu. Da, doamna doctor, merge. Da? Și dacă vreți, vorbim de iubire și cele cinci limbaje. Limbaj ale iubirii. Limbaj. Domne, înțelegeți, iubirea are limbaj. Și vreau să știu și eu, să aflu și eu care sunt acele cinci și cum trebuie să vorbești cu iubirea asta, firar să fie iubirea. Să vedem cum ne spun specialiștii noștri că trebuie să vorbim cu iubirea sau în limbajul ei. Adică, știți limba română, știți franceză, engleză, germană, ce-o mai știi, dar limbajul iubirii, să vedem acum cine îl știe. Și sunt și cinci. Păi dacă învăț cinci limbi de iubire, deja, olo, devenim poligloți? A? Cinci? Deodată? Le învățăm pe toate? Pe rând, ca să nu se plictisească partenerii. Adică să ne sufocăm, să nu ne sufocăm de atâta iubire. Nu? Acum, să vedem dacă cinci înseamnă numai cuvinte. Da, dar ce semnificație și ce putere au cuvintele. Bun, haideți să vedem cum este, cum se așează armonia în cuplu, așa, în familie. Da. Că noi știm așa, familia, celula de bază a societății. A. Bine, și nu e hai să vedem ce înseamnă. Hai să vedem ce înseamnă. Nu este rău nici acest lucru, pentru că, într-adevăr, dacă ne uităm un pic la primul grup format, acesta este familia. Să pornim de la Adam și Eva? Da, e primul grup. A? Și în momentul în care o persoană își iubește... Sunt foarte supărată, trebuie să vă spun astăzi, că domnul Angi Dincă s-a armonizat cu doamna doctor și nu cu mine. Ca de obicei ne armonizam așa în gândire și ne îmbrăcam pe aceeași culoare. Adică două emisiuni la rând ne-am armonizat așa. Acum s-a dat cu doamna doctor, păi... Da. Am simțit nevoia să mai facem un să mai faceți o schimbare, dacă așa sunt bărbații cicăse. Sunt probleme de frecvențe. Deci... Mi-a părăsit frecvența, a luat-o pe frecvența doamnei doctor. E asta clară este. Treaba, trebuie să fac ceva cu mine. Da, am la limbaje, să vedem la limbaje. Am o problemă de frecvență. N-am mai vibrat cu mine. Nu e pe aceeași vibrație. Dacă îmi permiteți, apropo de frecvențe, culoarea dumneavoastră în care sunteți îmbrăcat are vibrația cea mai înaltă, umană. Vai, ce frumos! Și pe de altă ce parte, bine, este culoarea superbă, este culoarea chakrei 7. 7. Da, ce adică înseamnă chakra 7? Este chakra relație cu Dumnezeu. Adică cu asta stai bine! Mă prinde? Da, vă și cu prinde. Cu asta mă îmbrac în fiecare zi. Și albastru reprezintă culoarea vindecătorului. Și uitați-vă că noi chiar, doi... Ia spuneți. Da, stați că ați luat-o. Armonia, să armonizăm întâi vibrația, da? Da. Deci, culoarea aceasta, un fel de mov, un mov... E un mov aprins. E ceva, da. Așa. Este culoarea chakrei 7. 7. Au, sau ăsta e violetul? Nu e violet. Cum da, e? Este un violet, deci este un violet. Da. Da, e și un violet. Așa, 7. Roșu. Roșu este culoarea primei chakre, înseamnă putere și înseamnă relația cu părinții. Relația da, cu părinții. Cei care se îmbracă foarte mult în roșu. Mie înseamnă... stă foarte bine în roșu. Și mie. Dar înseamnă că în momentul acela sunt niște lucruri de vibrație, cum că noi avem nevoie să purtăm roșu ca să devenim mai puternice. Gata, îmbrac așa. O zi culoarea asta, ca să fiu în relație cu Dumnezeu. Da. O zi să fiu puternică, roșu. Verdele. Verdele este culoarea inimii, la fel ca și rozul. Deci chakra inimii este alcătuită din jumate verde, jumătate roz.
Vai, care, n-am aici culori că le-aș fi colorat. Data viitoare vă aduc eu. Vă rog eu. Avem frumos. Exact așa, no, chiar să ne, să ne învățați culorile, doamna da, doctor, și pentru că luminoase. Cum ne îmbrăcăm. Da, pentru, de ce? Vă spun eu, ca să ne simțim mai bine. Cromoterapie, de așa, fapt. Așa, așa. Deci am zis așa, deci, verdele, culoarea inimii. Da. Adică atunci când eu simt nevoia să mă îmbrac în verde și cam simt în ultima vreme, am probleme cu inima. Da. Nu aveți probleme cu inima, tocmai vă vindecați o traumă mai veche. Gata, pentru că verdele înseamnă verde. Vindecare. De exemplu, în aura pacientului, când se semnalizează culoarea verde, înseamnă că trauma pe care a avut-o acolo se vindecă. E un lucru bun ăsta. Da. Și rozul ați mai zis că și merge. Rozul, da. Jumătate-jumătate. Jumătate-jumătate. Dar dacă le îmbin, nu merge roz cu verde nici să... Nu trebuie da. Să le îmbin, trebuie da. Să folosești una din ele. Adică verdele e ceva mai puternic și rozul e mai soft. Eu, de soft. Exemplu, când am deschis clinica, am toate culorile din clinică pe roz, tocmai pentru că am vrut să arăt dragostea mea pentru oameni. E foarte important. Iar dumneavoastră aici vreau să vă spun că ați ales niște culori teribile. În primul rând aveți movul acesta în care sunteți îmbrăcată în fundal și albastru. Da, care... eu mă armonizez acum cu decor. Da. Da, da, nu le-am ales. Eu le-a ales Mariana Pachis, da. Artistul Mariana Pachis, care eu ea așa a văzut orizontul meu. A văzut bine. Da. Să știți că ce am vorbit acum despre deci ce am vorbit asta, acum asta, e tot verde, o armonie. Deci verdele cu rozul, galbenul. Galbenul este în plexul solar și înseamnă relația noastră cu ceilalți. Soarele este și zona în care ne încărcăm de la soare, da, plexul solar. Și un galbenul lămâios, acela puternic, este nu muștarul, știți? Și asta este o culoare foarte bună pentru cei care vor să-și armonizeze relațiile cu ceilalți. La servici, bine să purtăm galben. Galben la da. Servici? Dacă vrem să vara. Și, eu de-aia mă armonizez cu telespectatorii, dar când eu n-am galben, vă pun o dungă să ne armonizăm. Cum este subtitlul acolo? Da, păi de-aia m-am gândit, e pe galben. Adică este exact pentru public. Vedeți că am intuit-o, eu nu știam da. Despre ce e vorba, dar... Da. Asta este. Deci bun. Ecranul dumneavoastră acum arată așa. Roșu de sus arată forță. Forță, sunt de jos, forțoasă. Da, galbenul de jos arată o relație foarte bună cu ceilalți. Gata, sunt foarte tare și ce am în spate și în clar. Care sunteți îmbrăcată relația înseamnă cu relația divinul. Cu spiritul, cu divinul. Da. Iar albastru înseamnă vindecarea oamenilor. Opa! Ei, vedeți? Păi vedeți de ce am pus eu... Nu eu, Mariana. Da. Mariana s-a gândit așa, să vă vindece uitându-vă la mine. Și atunci... Păi nu e clar să-mi crească numărul de telespectatori pentru că se vindecă numai privindu-ne? Da. Interesant. Deci fata asta știa cromoterapie, da, domnule. Da. Da. O să o invităm noi ca să ne spună cum e așa, dar bine că ea credea că nimeni nu deslușește codul ei și iată. Da. Da, foarte frumos. Mai e vreo culoare? Albul? Da, albul este tot pe chakra de sus, pentru că acolo este violetul acesta și albul. Mai este culoarea albastru, care este și cu, albastru mai deschis un pic, este culoarea bleu. Comunicării. Bleu, da, este acumularea comunicării. Și mai există și portocaliul, care, portocaliul, așa. Că tot veni vorba, că tot este veni relația vorba. Chakrei numărul 2, care se ocupă cu familia. Deci, familia. Da, familia, de adică zona familiei. Adică PDL-ul s-a ocupat de familie? Acum nu știu, nu, eu îmi fac politică, știți? Dar culoarea portocalie arată o problematică a relației de cuplu în general și este înseamnă adică, creativitate. A, stați puțin. Dacă eu am o relație, așa, o problemă de relație în cuplu, mă îmblac repede în portocaliu și am vindecat. În general se spune că în momentul în care suntem îmbrăcate cu anumite culori, culorile pe care ne-au plăcut de ne-am îmbrăcat așa, înseamnă că ori avem acolo, stăm foarte bine, ori avem o dificultate pe cea respectivă și ne-l alegem, de exemplu, cei care se îmbracă exclusiv în negru au o problemă foarte mare de tristețe. Da. Și dacă putem să ne uităm că majoritatea tinerilor se îmbracă în negru, nu. A devenit foarte da. Mult negru la modă. Aici aveți foarte mare dreptate. Și nu ne dăm seama, dar intrăm pe vibrație joasă. În sensul în care negru este o culoare de doliu. Dar negru subțiază. Da. Și tinerii și așa iau negru că subțiază. Dau negru de eleganță. Da? Da. Și mai face ceva, merge la tot. Adică îl îmbini, ții da, și tu trei de alea și le îmbraci. Dar este periculos cu... când ești numai negru. Pentru că, într-adevăr, poți să armonizezi cu negru. Negru, în general...
reprezintă, pe de altă parte, și suma culorilor, se spune. Adică și Biblia este neagră, coperțile Bibliei sunt negre și înseamnă putere. Uh-huh. Dar trebuie folosit negru, să zicem, la pantalon sau haină, dar de sub acestea trebuie să erupă o culoare puternică și vie. Adică cel puțin desurile puse cu roșu sau desurile cu ceva, sau adică sau așa, adică sau botul, asta, buzele cel puțin. Ceva să fie cu roșu, nu? Bun, eu am văzut că ați venit odată îmbrăcată în negru și v-a spus o eșarfă foarte frumoasă roșie și a schimbat ceva. Da, exact, foarte mult a schimbat. Da? Da, pentru că roșu alături de negru dă forță. Adică, vedeți, negru nu trebuie folosit neapărat, adică nu semnifică numai durere sufletească. Bun. Noi ca și noi, hai, noi ca noi. Dar ce să facem cu bieții bărbați care se îmbracă de dimineață până seară într-o culori blomarin, negru, culorile astea? O să vedeți griuri, că... maronuri. Da. O să vedeți că, în general, femeile, dacă astăzi o să vorbim și despre deosebirile dintre bărbați și femei, să știți că femeile sunt mult mai creative. Și sunt, deci au o capacitate de intuiție mai mare și ele simt mai mult cum trebuie să se îmbrace. Deci faptul că bărbații se îmbracă într-un anumit fel este că o parte din femei nu știu să îmbrace, că se spune că un bărbat e îmbrăcat de soția lui cumva într-un fel. Aolo, de la și îmbrăca eu pe bărbatul meu. Eu îl îmbrac pe al meu, să știți. Doamne, doamne. Deși el nu are gusturi foarte bune, dar nici vorbă, e atât de rebel încât mie uneori, cum să merg eu, frate, cu tine, cu blugi ăștia rupți, așa zice lumea, că nu mai ai cu ce să scumpă. E, vorbeam de culori. Nu, așa și umblă el cu blugi rupți, cu chestii, cu nu știu ce, că așa se poartă, dragă, adică... Da. Și culorii, cât mai... El, da. El se îmbracă... Și bărbați care se îmbracă foarte exotic, bine. El se îmbracă exotic. Da. Da, depinde colorat. De personalitate. Da. Dar un bărbat echilibrat... Politicienii noștri care sunt obligați să se îmbrace în culorile... Dar n-ați văzut că au cravate mov. Norocul Dan Diaconescu, domnule, le-a pus movul. Ei, a mai schimbat, mai sunt și ei pe vibrație cu Dumnezeu, nu? Au lucrat, să știți. Da. Deci faptul că au culorii totuși la cravate, adică s-au observat că se lucrează, totuși știu ceva. Eu zic că știu ceva. Aha. Da. Aha, deci știu ceva. Da. Nu, cred că le-a plăcut culoarea și nu era luată. Nu era luată de vreun partid, că s-au plimbat culorile astea de nu se poate pe la toate partidele. Cred că s-au gândit la ceacre atunci când le-au luat, nu? Doamna doctor. Și la puterea lor. Bun, și dacă s-au gândit la ceacre, la putere, PDL-ul și-a luat portocaliu, a mers la familie, hai să vedem cum au făcut ei armonia în familie. Ia să vedem. Păi, în primul rând, că totul pornește de la... De la... N-ai bani de unde armonie. Așa este, dar o să vedeți că și banii reprezintă expresivitatea ta. Adică se spune în felul următor că e un cer vicios. Întâi n-ai bani, dar și lipsa banilor te afectează pe tine și după aia tu afectat nu mai faci bani și uite așa. Da, deci ideea aici este, aveți mare dreptate. Exact, ideea este că dacă n-ai bani, trebuie să te uiți să vezi că ai o vibrație joasă, pentru că banii fiind pe vibrație înaltă, ei vin la oamenii care au o vibrație înaltă. Cum e vorba aia, ban la ban trage. Uh-huh. Deci dacă tu ești sărac... Uitați, aici ați atins un lucru senzațional. Păi milionarii aia, miliardarii, au o vibrație foarte înaltă, și mai că de-aia vin banii la ei. Da. Deci, ați observat că toată câștigă la loto tot oamenii bogați. Da. Știți? Deși nu s-ar zice că banul ar fi de vibrație înaltă, el în sine. Ba da, banii în sine sunt de vibrație înaltă. Modul cum serios? Îi manipulezi poate să fie de vibrație joasă, dar banul este o forță, este o putere, pentru că cu ajutorul lui poți să faci foarte multe lucruri, deci el reprezintă ceva extraordinar. Dar ați auzit expresia banul ochiul diavolului? De ce se spune asta? Depinde cum îl privești. Dacă îl privești pe partea cealaltă, vezi că este un lucru foarte bun. Deci depinde de are două fețe, știți? Da, de exemplu, e foarte important în momentul în care n-ai bani să te gândești că nici tu nu îi atragi. Și exact cum am vorbit în alte emisiuni, da, în filmele de Secret și cărțile, deci noi trebuie să avem o atracție pentru bani. Și asta înseamnă că banii vin la noi dacă noi știm să ne bucurăm, pentru că ei sunt o energie care este foarte sus. Și atunci lor le place să se miște, să se joace, doamna, să fie cheltuiți, doamna, să fie mișcați. Doamna, vreți să vă spun ceva, doamna doctor? Eu n-am văzut om pe lumea asta care să nu se bucure când primește bani. Exact. Păi se bucură, dar... Trebuie să se bucure non-stop. Ca să vină. Să primească non-stop.
Fiindcă m-ați provocat, eu am făcut cursuri despre relația mea cu banii. Vă spun ia, spuneți-mi, că e așa câteva telespectator. E subiect, să știți, da. Dragi telespectator, am venit de una și dăm de alta. Haideți, că așa dar, e frumos. La, relația cu banii este, spune așa, că la început de an trebuie să ții un pormoneu roșu. Ah. Da, roșu atrage foarte tare, că reprezintă putere și să începe anul cu un pormoneu nou roșu. Și în pormoneu acela trebuie să pui să se vadă câteva bacnote din alea de sume mari de bani, și euro, și dolari, și așa, să fie acolo, știți? Dacă cumva nu ai decât un dolar, poți să scrii cu pixul așa o sumă mai mare, că se pune, adică merge, deci poți să scrii 100.000 de euro sau... Și îi bagi în portofelul roșu, adică merge și pe o hârtie scris. Exact. Un după milion când, de euro când, pus acolo. Exact, când îți scrii banii, bine că m-ați pe fiecare seară trebuie să iei, să etaleze, așa, să te uiți la ei, pentru că retina, știți, începe să vadă să bani. Să mintind banul pe masă? Da, să vă bucurați de ei. Banii pe care îi câștigați... Dacă îi ai să-i întinzi. Ăia care îi ai, dacă să-i mulțești, asta trebuie să face. Serios? Asta, da. Vorbesc foarte... Eu am făcut curs despre asta. Și îi pui așa și te bucuri de ei, pentru că cu cât te bucuri mai mult, cu atâta crește energia ta, energia lor și vin la tine. Știți? Deci tu, ei vin la tine dacă ești prietenă cu ei. Și atunci trebuie să... momentul în care îi primești, trebuie să le mulțumești și de asemenea, în momentul în care îi dai, să nu-ți pară rău. Sau, de exemplu, adică să și dai, știți? Că-mi pare. Da, trebuie să și dai. Nu, depinde pe ce îi dai, că dacă îi dai pe ceva care te bucură și mai tare. Atunci, se spune că întotdeauna când vine cineva la tine și îți plătește ceva, tu trebuie să faci un bonus, chiar dacă nu-i dai bani, să dai ceva totuși de la tine. Aha, eu aproape că fac lucrul ăsta, deci la fiecare pacient. Și cum să fac eu? Adică dacă primești niște bani, să-i dai ceva. Să dai ceva, chiar dacă nu-i dai bani, să-i dai ceva, îi faci un favor, ceva acelei persoane. Pentru că, practic, îi mulțumești prin această bucurie. Și v-am spus, eu, de exemplu, fac un bonus de aromaterapie la un pacient. Când vine pacientul și îl consult, din când în când fac un bonus de aromaterapie. Îi dau din partea mea. Și spun, asta este un lucru care mă ajută pentru vindecare și așa mulțumesc eu Universului că îmi trimite banii. Prin pacienții mei, să zicem. Da, nu e... Să spui așa, un simplu, mulțumesc, Doamne, pentru că mi-ai dat. A, da, da, aici vorbim de bani, știți. M-ați spus să vă spun relația cu banii. Relația cu bani. Așa faceți cu la bani? Eu aș începe, stimați telespectatori, ați observat partea stângă, două doamne efervescente când e vorba de bani. Eu reprezentam bărbații. Trist, gânditori. Pentru că, uitați aici, aici s-a făcut în direct, stam acum și gândeam, un joc de rol. S-a făcut o terapie de cuplu. Soția, copilul, tatăl. Copilul se bucură când cu soția când tatăl vine cu banii și tatăl stă și se gândește. Vrea să strige că trebuie să-i aduce. Exact. Eu acum am făcut un joc de rol. Da, iată da, ce. Da. Și v-ați îmbrăcat în puțin în negru ca să supăra. Da, s-a prins. Așa, Doamne, cum să fac eu să aduc mai mult să le bucur? Da. Da, exact. Iată ce asta frumos. Păi acum. Ca să creezi bucurie cuiva e mare lucru. Cum să nu? Și gata armonia în cuplu. Da, și în familie, nu? 80% într-adevăr bani. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă rog, domnul Dima. Sărut mâna! Vă rog, bună seara! Că mi-ați răspuns în legătură cu doamna doctor la care am fost acum două săptămâni la dumneaei. O femeie extraordinară, o doamnă superbă. Dați-mi și mie mai tare în emisie, vă rog. Sau vorbiți dumneavoastră mai tare, vă aud foarte, foarte încet. Foarte încet, da, mulțumesc. Vorbesc puțin mai tare. Da, în legătură așa, cu legătura banilor ce a spus... Așa, așa, că... spuneți-mi, domnul Dima, așa este? Da, așa este, are acum, foarte mare... Acum, și dumneavoastră mare. Întindeți așa să vă bucurați de ei? Da, bineînțeles, pentru că acum, săptămâna asta, chiar o să o sun pe doamna doctor ca să vin să-mi iau... medicamentele că am făcut acolo la dumneaei un consult. O, da, adică da, sta de vorbă. O evaluare, foarte... cum se spune, o investigație. Doamna? O investigație. Haideți ca o să investigație, nu da, așa. Așa este. Și are foarte mare dreptate în ceea ce a spus dumneai, pentru că mie, într-adevăr, am muncit foarte mult pentru bani și în momentul în care am crezut că o să-i pierd, nici nu i-am mai avut. Deci în momentul în care ați gândit-o chestiunea asta, deci ați gândit, aolo, pierd banii? Opțional, da. Dar da. După aceea, văzând-o pe doamna doctor mai multe
emisiunii, mi-am dat seama că e o greșeală mea și eu trebuie să fac ceva cu mine. Și într-adevăr am făcut. Și săptămâna asta o să vorbesc cu dumneai la telefon. Și, când și o să ce ați început să faceți, domnul Dima? Ce ați început să faceți? Ia spuneți-mi. Păi m-a ce? Verificat ce am făcut vis-a-vis da, de bani. Da, da. Banii aveam, dar nu mai mi-era drag de ei, nu știu cum. A, nu vă era drag de bani? Nu se bucura de ei, da. Da, nu mă bucuram de ei și nici nu-i aveam. La un moment dat, când nu-i mai voiam, nici nu-i mai aveam. Da. Fugiseră banii de dumneavoastră. Da, fugiseră de mine. Am aflat și eu acum că trebuie să te porți prietenește cu ei, să iubești, să vorbești cu ei. Bineînțeles că așa este, aveți dreptate și doamna doctor la fel. Are foarte mare dreptate. Și acum mi-a revenit 100% ceea ce trebuia și mi-a explicat și doamna doctor și am văzut și la televizor. Și o să vin ca să-mi iau medicamentele și o să continui împreună cu dumneai să mă învețe ce am de făcut, pentru că mi-a revenit plusul. Asta e bine. A scăzut minusul. Așa, felicitări, domnul Dima. Felicitări. Iată, domnule, a început să gândească pozitiv. Vedeți ce spune domnul Dima? Am gândit că o să-i pierd. Deci asta de unde rezultă că atenție ce gândești, pentru că s-ar putea să ți se îndeplinească, nu-i așa? Deci gândul cu simțire împreună, că este vorba de gând și inimă, da? Minte-inimă, iată, îți creează destinul și dacă tu te gândești că o să pierzi banii, cam pierzi. Da, normal. Depinde și de inimă și de mentalitate și în primul rând și de bun simț și de creșterea de înainte. Da, da. Deci ideea e că trebuie să stați pe vibrație înaltă, iar dacă vă doriți banii, să-i și apreciați banii, în sensul... Să-i apreciez și ca să pot să iau, că altfel nu mai poți dacă nu-i apreciezi. Da, domnul Dima. Și acum, ce mai trebuie, doamna doctor? Ia să vedem ce mai... Bine, fi făcut foarte bine în familie, pentru că exact cum spunea domnul psiholog, în familie, dacă femeile sunt fericite și bucuroase, sau măcar se străduiesc și se bucură, să știți că și partea masculină, tatăl, capătă putere. Deci puterea bărbatului este dată de partea feminină din familie, respectiv fiica, dacă este cazul, și de soție, care, fiind fericite așa cu cât au în momentul acela, știți că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem, în primul rând, și că nu e mai rău, și în momentul ăsta acest lucru reprezintă un punct în armonia în familie, pentru că îi dă putere dumnealui, soțul, bărbatul, să aducă puțin mai mult data viitoare. Adică este foarte important ca atmosfera din familie să fie de bucurie atât cât e în momentul acel. Da, așa este, aveți dreptate, armonia din familie la mine este doar vis-a-vis de mama mea, care și la dumneavoastră a fost doamna doctor și am început ca să învățăm ceva foarte, foarte 100%. Foarte bine. Vă mulțumesc mult de tot, cu respect să zic bună și vă vizitez cât de curând. Vă aștept, da. Cu respect, o seară bună, seară bună, doamna. Vă aștept, da. Mulțumim de telefon. În timp ce așa, eu mă gândeam că înainte de a intra în emisiune, eram așa mai, e întuneric afară, mai întunecat. Și a venit soțul meu și ce vreți să o înveselesc eu acum, să vedeți ce o vindec de tot și mi-a dat niște bani și zic, iată. Iată cum am veselit, da, așa e, aveți dreptate, sigur că da. Bun. Deci, vorbim de armonia în familie. Eu aș zice să spunem ce reprezintă familia, în primul rând. Acum, am făcut două inimioare acolo în spate, pentru că atunci când vorbim despre familie, vorbim de dragoste, în primul rând, și despre iubire. Și aici, cu aceste două cuvinte, sunt cuvinte puțin deosebite, știți? Odată este iubirea pentru toți oamenii din jur și este dată de Dumnezeu, iar dragostea este iubirea între un bărbat și o femeie, adică e ceva, o iubire personalizată. Și asta se numește dragoste, iubirea dintre cei doi. Deci când vorbim de un cuplu, vorbim cumva și de o iubire, dar vorbim și de dragoste. Păi este o deosebire între iubire și dragoste? Da, pentru că iubirea este iubirea pentru tot. Poți să iubești, de exemplu, și pe soră, poți să iubești și o altă prietenă, poți să iubești o altă persoană, dar nu înseamnă că ai ceva cu persoana respectivă, vreau să spun, în intimitate. Și când faci dragoste, se și spune, faci dragoste, nu faci iubire, știți? Uh-huh, deci din cauza asta se numește dragoste. Vreau să spun că familia este deci primul grup organizat și că în momentul în care tu ai o relație cu un bărbat sau o femeie, depinde, deci cu partenerul tău, tu de fapt iubești primul străin și ai o relație cu primul om străin.
pentru că mama și tata reprezintă ai tăi cumva, dar bărbatul sau femeia, depinde, e primul străin, adică e primul reprezentant din societate cu care tu intri în contact. Și se spune așa, că dacă nici pe ăla nu poți să-l iubești, nu poți să iubești pe nimeni altcineva. Cu ăla împarți așa, masă, casă, pat, tot. Și dacă nici pe ăla cu care împarți tot nu poți să-l iubești, n-ai prea ai șanse să te înțelegi cu ceilalți. Și ăsta e primul test, cumva, într-un fel. Deci Dumnezeu a creat în doi așa, ca tu să înveți să iubești restul societății, pentru că noi suntem făcuți din iubire și tema noastră este să exersăm iubirea aici pe pământ. Cam asta ar fi. Și cam așa ar veni lucrurile. Păi da, dar dacă Eva a fost făcută din coasta lui Adam, deci din trupul lui Adam, da, și Adam din pământ, mă rog, așa, din pământ, din gândul lui Dumnezeu, așa, și Eva, tot din gândul lui Dumnezeu, dar din bărbat, da, ar însemna ca bărbatul să fie foarte iubitor cu trupul lui, nu? Da. Pentru că femeia e trupul lui și foarte iubitor și foarte, dacă vezi, protector. Ceea da, ce și este. Exact. Ceea și femeia ce și este. Trebuie să fie recunoscătoare. La rândul ei femeia, la rândul ei femeia de viața. Exact. Și este foarte puternică mental, energetic. Da, și o să vedem și totuși, pentru că întâi a fost Adam și după aia este Eva, este și aici o prioritate legată de diferențele între bărbați și femei și legată de faptul că femeia totuși trebuie să-ți respecte soțul. Și o să vorbim, când o să vorbim despre asta. Dar vreau să spun, apropo de rolul familiei, ce reprezintă familia. În general, familia, dacă îmi permite să dau așa o definiție. În primul rând, spune așa, că este cel mai bun psiholog pentru individ. Mă scuzați, domnul psiholog. Nici o problemă, e foarte adevărat. Cam pentru că reprezintă umărul, deci este cel mai bun psiholog, este familia, umărul mamei, soțului, soției pe care spui și plângi. Și că, de fapt, în momentul în care ești cu cineva, ai un psiholog permanent lângă tine. Că, pentru că primele lucruri pe care le spui, le spui celui de lângă tine. Dacă există comunicare. Aici e un secret al comunicării. Și e foarte important să dacă înțelegem nu există lucru. Comunicare între soți, le nu spui, mai armonie. Le spui la primul întâlnit și nu prea e bine. Exact. Da, no? Aveți dreptate. Eu vă mulțumesc foarte mult de tot. Mulțumesc și eu, domnul Dima. Și noi mulțumim împreună pe dumneavoastră și pe dânsul de lângă dumneavoastră și vă mulțumesc seara pentru primirea în da, dumneavoastră. Domnul, vă mulțumesc cu respect și numai bine. Vă numai bine, sănătate multă. Cum vedeți lucrurile, domnul Dincă? Eu aș începe cu o singură chestie. Psiholog nu mai ziceți, doctor, chiar să începe. Domnul, am spus, domnul Angel Dincă. Haideți să vă spun ceva. Cum a spus doamna doctor, eu aș începe cum o vede terapia de cuplu de familie. Deci, să, ca oamenii să înțeleagă ce este familia. Cuplu este format din soț-soție. Aici există mica familie și marea familie. Mica familie este compusă din soț, soție, copil sau copii. Marea familie intră și părinții fetei, părinții băiatului. Armonia aceea, ca să fie în familie, este ca, trebuie ca armonia din cuplu, respectiv, armonia din mica familie, adică soț-soție, nucleu și copii, să armonizeze foarte bine cu familia mare, adică cu socrii, părinți. Deci asta este marea familie și mica familie. În terapia de cuplu când se vine, deci la noi așa există familia mică compusă din soț-soție și copii și se invită, când se fac jocurile de rol, și familia mare, adică părinții fetei sau părinții băiatului. Bun, și atunci cum, ce facem noi cu vechiul, străvechiul conflict între soacră, noră, asta noră, am vrut să zic, soacră... A spus acolo armonia în familie. Ca să vorbești de o armonie în familie, înseamnă o armonizare cât se poate de bună în familia mare, ca familia mică să meargă bine. Hai greu, domnul Dincă. Că dacă... Păi stai să vedeți cum influențează certurile din cuplu, din familia mică, de unde pot să apară? Ba de la socrii, ba de la părinți, că părinții nu o vor pe ea, sau vezi că tu muncești să faci banul și ea stă, plimbă steaua. Și comunicarea asta în cuplu, că e diferență între familie și cuplu. Cuplu este una,
Familia este altceva. Și mai ales marea familie. Că de asta este aici, armonia. Păi știți de unde vine toată treaba asta, domnul Arghidin? Ca să știe lumea pe vine ce așa, vine așa. Palier stăm. Mama băiatului, întotdeauna fiind protectoare, ea gândește că nora, dacă mama îl ocrotește, nora îl folosește. Exact. Deci pornind de la acest conflict de mentalitate, spus, dacă vreți, îi se pare întotdeauna că nu este suficient iubit, că nu este suficient îngrijit, că când nu da, este, da. Că nu este. Pe de altă parte, nora, deci fata vrea și ea să înceapă o viață nouă și vrea să se simtă ocrotită de bărbatul ei, vrea și începe cu reproșurile lui că se bagă mama lui. Da, băiatul este între cele două femei. Exact. Întotdeauna. Și atunci vedeți de unde vine? Exact. Da. Dacă îmi permite să... Bună seara, domnul Popescu! Numai puțin! Bună seara! Vă rog! Bună seara. Bine v-am regăsit! Bine, bine ați revenit! Incitantă temă. Mai ales că eu vin din zona părinților care îngrijesc la domiciliu copiii sau tineri cu handicap din naștere. Și ce constat eu prin anchetele sociale asupra 250 de familii din Argeș, în care regăsim 250 de copii și tineri cu handicap din naștere, organizația fiind înființată în 1991. Constat cu tristețe că mare parte din tinerele mame își declară în ancheta socială poziția familie monoparentală. Oh. Eu nu sunt specialist, dar vă urmăresc cu foarte mare atenție și aș vrea undeva să-mi explic. Fița armonie, ne îndrăgostim de tineri, ne căsătorim, ne jurăm până când moartea ne va despărți. Și ce se întâmplă în timp? Da. Și în momentul în care s-a născut copilul cu handicap, iată să dispar sentimentele, trebuie discutate și dispare responsabilitatea, probabil că și marea familie are o influență, are dreptate domnul psiholog. Și tinerele mame sunt tinere. Sunt femei la 35, 32, 34 de ani. Sunt tinere față de vârsta mea. Și n-am putut niciodată să-mi explic în această statistică, mai ales că eu văd așa niște femei curate, niște femei frumoase, tinere, viguroase. Doamne iartă-mă, femei deosebite. Fiecare cu meseria ei, e bine, au devenit asistenți personali între timp. De ce bărbații au părăsit asemenea bijuterii de femei? O să... O să vă spun, domnii specialiști... Eu am pus să iertați-mă, vă rog, și cer... Și o să vă spun și ce cred eu la sfârșit. Da, eu am pus-o pe fuga de responsabilitate. Este una din... Ideea în sine că e greu, că trebuie să alegi un medic, trebuie să alegi un spitale, numai, să faci operații. Nu, domnul Popescu. Sau influența marii familii. Nu, nici asta, domnul Popescu. Se întâmplă următorul... Apelez la ce cred eu și pe urmă imediat spun specialiștii, eu cred așa. Că mama fiind foarte supărată că se întâmplă asta, dar și tatăl, bineînțeles, cad pe energii joase și nu mai vibrează sub niciun motiv. Și are un sentiment de vinovăție, probabil. Și, dar nu, dar ești supărat. Simplu fapt că ești supărat tot timpul, nu mai ai, se duce iubirea în supărare, nu merge iubirea. Păi, dar eu sunt căsătorit cu soția mea. Fica mea cu handicap are 31 de ani. Păi nu, dumneavoastră, și cred că aici este rolul doamnei Popescu, a știut să facă diferența, a știut să facă echilibru și să stea pe vibrație înaltă, chiar dacă a avut copilul, Dumnezeu i-a dat așa copilul, înțelegeți? Deci aici este... un rol important l-a avut doamna Popescu, cred eu, și pe urmă dumneavoastră, care ați fost foarte responsabil. Asta e. Bine, atât am vrut să spun. Haideți să vă spună, doamna doctor, și o minoritate în societate. Așa cred eu. E un foarte bun exemplu pentru... Deci, domnul Popescu, acolo trebuie să existe iubirea mai mult ca oriunde, dacă vreți, pentru că acel copil are nevoie de mai multă iubire, adică de mult mai multă iubire decât ar avea un copil normal.
Eu vă mulțumesc, noapte bună. Și aici găsești puterea și, și, domnule, sunt și oameni care sunt de un anumit nivel. Vă rog. Da, eu vreau să-i răspund domnului Popescu legat de faptul că persoane, toate ființele umane, nu știu dacă dânsul a citit un pic despre asta, eu m-am documentat pentru că asta e meseria mea, trebuie să vindec oamenii și atunci trebuie să mă ocup și de partea aceasta. Și am citit cărți despre faptul că copiii cumva care vin aici cu mici probleme, și vorbim de la handicap până la copii cu ADHD și cu diverse alte tulburări, să știți că sunt niște copii care, din punct de vedere energetic, au o vibrație mult mai mare decât noi cei de aici. Adică sunt niște copii cumva mai, să zicem, și mai inteligenți, dar au și un sufletul cumva mai mare, adică nivelul lor de conștiință e mult mai ridicat. Și trebuie să știți că în literatura de specialitate se spune că sunt copii kamikaze. Adică copii care vin aici, ca să, suflete de copii care vin prin alegere ca să ajute aici cumva, din punct de vedere energetic, pe proprii părinți. Adică părinții care au deja probleme și preiau cumva într-un fel, într-o anumită boală, problematica lor, ca să-i sprijine. Și vreau să vă explic că am avut un caz pe care l-am văzut săptămâna trecută cu un copil cu un ADHD. Am spus într-o emisiune trecută, dar aș vrea personal să vă spun că văd că vă ocupați de acest lucru și vă felicit pentru că e foarte greu. Și vreau să vă spun că un copil cu ADHD care era foarte deștept, deci citea de la 3 ani, el avea 5 acum, avea într-adevăr, nu putea să se exprime foarte bine, adică avea anumite momente în care nu era fluent, dar în general citea, însă nu era foarte bine. Mama a venit să-i dau un tratament și am văzut că exact după evaluarea mamei, practic tratamentul copilului era identic cu tratamentul mamei. Lucru care, care m-a făcut să cred că de fapt copilul cumva prelua din emoțiile și energia mamei. Și lucrul ăsta se întâmplă. Cu atât mai mult acești părinți ar trebui să iubească acești copii, pentru că copiii ăștia se sacrifică pentru ei. Deci ei au venit aici ca să-i ajute și atât mai mult ar trebui să fie recunoscători. Dar trebuie să știți că tocmai asta e problema. Că în aceste familii s-au născut acești copii pentru că aceste familii sunt dezechilibrate. Deci practic nu ne așteptăm la altceva. Deci acolo e problema, deci nu e la copile, la părinți. De aceea un terapeut, un medic în consultă un astfel de copil trebuie de fapt să investigheze și să informeze familia că sunt niște probleme și la ei, că de asta copilul arată și așa și dacă o face cu tact, de obicei investighează, eu fac asta bonus și părinții și atunci întotdeauna descoper un părinte, de obicei mama, care are o problemă și pur și simplu copiii preiau acest lucru. Am rezolvat cazuri în situația în care am tratat simultan și copilul și mama, pentru că i-am explicat mamei că degeaba tratez copilul dacă preia frica de la mamă. Deci există frica care se preia la copil. Da, dar vedeți, doamna doctor, domnul Popescu spune așa, în momentul în care se naște copilul și are grad de handicap, fuge tatăl, pleacă în altă parte. De ce? Haideți să vă spun, să începem cu începutul. Vă rog. Venirea pe lume într-un cuplu a unui copil este motiv de bucurie. Da. Da. În momentul în care familia este înștiințată că respectivul copil are un handicap, deja aici se umblă în psihism. Asta închipuiți-vă, spune, deci haideți să vă spun. Stai, da, exact. Da. Deja ambele psihisme ale părinților primesc o lovitură negativă. Așa. Bun. Încep zilele. Acel copil are nevoie de tratament, de mers cu el la fel de fel, de clinici. Și eu pot să vă spun, am întâlnit cazuri și sunt în măsură să afirm aici ce mi-au spus doamnele care au asemenea copii și într-adevăr că soții nu s-au schimbat total. Încep certurile între ei. Da, pentru că doamna stă pe vibrație jos. Și da, stă pe vibrație jos. Da. Că numai dumnea ei trebuie supărat să se ducă la clinică. Du-te tu cu el că eu trebuie să am serviciu, trebuie să alerg să fac bani sau mă rog, să întrețin casa. Doamna merge odată de 10, de 20 de ori. Mai du-te și tu, obosește. Deci am întâlnit familii multe care la unison mamele exact așa ceva afirmau. La întrebarea, doamnă, soțul vă ajută? La început m-a ajutat, acum a spus că nu mai poate obosit. Și eu trebuie să mă duc cu copilul la doamna doctor. În general, să știți că copilul e al mamei. Și bărbații știu asta, adică bărbații știu că mama crește copilul. Uitați, domnul Dima a dat exemplu că
Exact. Și în momentul în care există o problemă, dacă fuge tatăl, rămâne mama. Știe că rămâne cineva. Ei, da? Da. Deci pasează el pasează responsabilitatea. Da, și exact. Acum, sincer, vreau să spun lucrul ăsta. Îmi cer scuze față de toți bărbații. Femeile sunt mai responsabile la capitolul ăsta. Ele fac copilul, în general, ele sunt cu crescutul copilului. Și dacă știi, se divorțează, copilul rămâne la mama. Adică no, e cumva ce? Prin în situație. Rând, există o energie specială între mamă și copil, exact. Pentru că ea l-a făcut. Care nu poate rupe nimeni, în pânt. Care da. E divină. Bun, da. Așa, pe de o parte. Pe de altă parte este și mentalitatea de atâta vreme, nu? Că bărbatul aduce banii și mama da, și femeia și nici copii. Nu prea știe să-l îngrijească. Un bărbat dacă îl lași singur, da, dacă, da, sunt foarte puțini bărbați care știu să îngrijească un copil 100%. Majoritatea nu știu. Și lucrul ăsta este pasat de obicei la femeie și în familiile obișnuite. Și plus bună că seara, doamna tatăl Paula. Când aduce bani în casă... Bună seara, doamna Marilena Barată și... Da. Vă rog. Vreau să vă spun că urmăresc emisiunea de ceva timp. Eu am mai venit la dumneavoastră în emisiune da, știu, de ceva ori. Știu că îmi dau seama... V-am spus că am o paralizie de la vârsta de 8 ani și pe undeva problema și cauza... Au fost gravele traume care m-au marcat din copilărie, certurile între părinți și uneori chiar lovituri și probabil că și chestia asta a contribuit. Așa, nu știu în măsură cât. Tata a murit, mama trăiește și aș dori și eu să cer un mic ajutor dacă îmi permiteți. Prin intermediul dumneavoastră, dacă cineva dorește să mă ajute, să mă ajute prin intermediul dumneavoastră, pentru că am foarte mare nevoie, atât financiar cât și material. Sunt într-o situație dezastruoasă. Am fost internată în Spitalul Clinic Fundeni. Am trimis acte doveditoare la dumneavoastră. Nu știu dacă au ajuns. Da, este... Da, a sunat și vineri, da. Am mai sunat și mai săptămâna trecută și încă o dată vă spun că regret nespus situația domnului Dan Diaconescu și repet, dacă cineva dorește să mă ajute material sau financiar sau sub orice formă, o poate face prin intermediul dumneavoastră. Dacă doriți, doamna Paula, dacă doriți să vă dați, dacă doriți să vă dați numărul de telefon, o puteți face. Da, 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 cum să nu. Doamna da. Paula, eu vă pot ajuta medical. Dacă doriți, vă ofer o consultație gratuită, fără probleme, sau și consultații doamna repetate. Este, știu că sunt niște probleme. Da, sunt niște probleme acolo. Stă în Câmpul Lung, da, doamna Paula? Nimic, am pacienți din Câmpul Stau Lung. Stau într-o și... comună limitrofă de Câmpul Lung, la 9 km. Da. Și doamna Paula, dacă ne dorim, găsim variante. Siguranță o să... Deci eu încă mă pot deplasa. Boala s-a agravat. Păi tocmai. Este vorba de o spasticitate foarte puternică pe braț și da, piciorul eu... între timp l-am avut... Poți să vă și rupt și mușcat de o reptilă. Eu zic că cel... Doamna Paula, mă scuzați. Eu zic că cel mai bun lucru care vi se poate întâmpla este să vă însănătoșiți. Pentru că dacă dumneavoastră vă însănătoșiți sau ameliorați boala, veți putea singură să găsiți o metodă să puteți să faceți rost de niște bani sau să în orice caz să fie mai bine pentru dumneavoastră. Cred, bineînțeles că vă trebuie niște bani și toate celelalte, dar cred că cel mai important este sănătatea pe primul loc. Și uite, aveți aici un medic care se oferă să facă lucrul ăsta gratuit pentru dumneavoastră. Adică ce ține de partea de consultații, eu pot să fac gratuitate fără probleme. Da, doamnă, de îndată ce se va lua zăpada, o să vă contactez. Vedeți, ați primit o ofertă deja. Pentru că este unul din impedimentele care mă țin pe loc. Da. La noi se circulă foarte greu. Stau la țară, trebuie să urc, să cobor niște dealuri și trebuie să bag mașină, trebuie să plec din curte, nu pot să mă descurc cu mijloacele. Da. Doamna Paula, e o vorbă, că copilul care plânge primește, știți? Deci și dumneavoastră. Dumneavoastră sunați și uitați că se ivește încet, încet. Sunt persoane care pot ajuta. Eu m-am oferit acum, poate sunt și alții, știți? Deci e de bine. Să da, fiți optimistă de tot. Necondiționat, stimată doamnă, atât dumneavoastră, cât și doamnei Marilena Barată, că mă acceptă. Da. Și dacă puteți, doamna Paula, dați numărul de telefon. Poate este cineva care vrea să vă ajute și da, da, de da. Ce nu. 074 da. 89 da. 52
Da. 4, 4, 7. Da, deci 0, 7, 4, 8, 9, 5, 2, 4, 4, 7. Da? Da, stimată doamnă. Da. O să încercăm și noi pe toți, dacă există cineva care vrea să vă ajute, vă sunăm și vă spunem. Da, doamna Paula? Da, prin intermediul dumneavoastră. Deci am vrut mai de mult să fac pasul acesta, dar am avut o mare reținere și un respect pentru dumneavoastră și pentru televiziunea dumneavoastră. Vă urmăresc 2 ore pe seară, pentru că mai mult nu-mi permit, deoarece consum energie electrică și asta înseamnă plată. Doamna Paula, fiți pozitivă, vă rog. Fiți pozitivă. Da, să știți, de 30 ani... De atunci, spuneți, încheiați spunând 2 lucruri bune, vă rog. Vreți să vă spun 2 lucruri da, bune? Da, vreau să nu vă plângeți de nimic, chiar așa cum e, știu că e foarte greu, vreau să spuneți 2 lucruri bune. Vreau să vă spun... Despre dumneavoastră și viața dumneavoastră. Vreau să vă... Mai recente, soțul a avut o iernie puternică de dinți. Nu, vreau să spuneți 2 lucruri bune. Și să simte mai bine. Asta da, o însănătoșire. Așa. Iar pe mine astăzi, durerea care m-a îngrijorat de câteva zile, care am avut-o pe șold, s-a mutat undeva în umăr, pe partea dreaptă. E un lucru bun, pentru că este mai grav pe șold. La mine am acumulat ceva kilograme în plus din cauza medicamentelor, se învârte la în jurul sutei. Cu toate că nu mănânc foarte mult, dar medicamentele sunt cele care își spun cuvântul de 32 de ani, luând medicamente tiroidea, nu mai poate... Și stresul, doamna Paula, și stresul, și faptul că nu faceți mișcare. Ba da, să știți că mă mișc. Mă mișc atât cât pot, în baston, în bâtă, în sosită de nepot, că stau cu un nepot de 10 ani. Da. Și cu mama, tata a murit. Mă mișc, nu stau. Nu mă mișc foarte mult, dar mișcare fac. Atât cât îmi permite boala. Doamna Paula, să știți că în situația asta în care sunteți dumneavoastră, care este foarte rea, sunt foarte mulți oameni. Există foarte mulți oameni în momentul ăsta care ne privesc și sunt în situația dumneavoastră. Dar trebuie să știți că trebuie să avem putere și trebuie să mergem mai departe. Ce mi-aș fi dorit de la viață? Să fi trăit și eu măcar 10 ani în plus sănătoasă. Ei, o să trăiți dacă asta vă doriți. Poate faceți final. Oare nu știu dacă vă mai putea recupera păi ceva. Păi dacă ați spus oare nu știu, dacă v-ați anulat comanda, deci doriți-vă să trăiți sănătoasă, dar cu adevărat... Pe viața am încercat să-mi doresc și m-am încărcat cât s-a putut pozitiv, dar mai sunt și depresi. Nu, doamna Paula, hai să ne întâlnim să ne tratăm, că despre asta vorbesc. Deci aveți conversația unui om depresiv. Și în conversația asta nu se poate vindeca nimic. Vă spun ca să știți. Este necesar să veniți să faceți un tratament ca să ieșiți din asta. Pentru că vorbiți non-stop despre boală, suferință, durere și că nu aveți nicio șansă. Și în momentul ăla în care dumneavoastră v-ați spus asta, chiar n-aveți. Trebuie să ieșiți din asta, nu puteți de una singură, la cum vorbiți, trebuie să fiți ajutată și prin tratament. Deci eu vă invit să facem lucrul ăsta, să punem punct discuției, că n-are rost să ne învârtim în cerc. Și vă invit să ne întâlnim. Da? Da. Domnul Dinca, da, stimată doamnă doctor, bine. De data ce se va lua zăpada și va veni puțin primăvara, pentru că sunt foarte influențată și de timp. Pentru că aici vorbim de armonie și trebuie să o facem. De exemplu și în această conversație. Bineînțeles. Da? Și să știți că accept, adică observ că nu sunt chiar atât de fixistă. Da. Sunt lucruri pe moment care îmi fac și... Haideți să le spunem, dacă îmi permiteți, haideți să le spunem telespectatorilor ce înseamnă când ai o familie dezechilibrată sau când ai certuri așa, în familie. Mulțumesc, doamna Paula, sau diverse probleme frumos, pe care... Domnul Dincă vrea să facă o comentare. O mică completare. Foarte bine a spus doamna doctor. Ce aveți? Noi le recomandăm oamenilor să încerce, cum spune și doamna doctor, să gândească pozitiv, să fie vesel. Foarte ușor de spus. Doamna Paula, și o să spună că am avut dreptate, dacă pe linia noastră de terapie ar exista un contract cu Casa de Sănătate, să nu mai plătească oamenii, eu vă spun, că
doamna Paula și mii de oameni ca doamna Paula ar veni la cabinetele de consiliere psihologic, atât de cuplu și familie, cât și pe clinică sau mă rog, așa, cel puțin o dată pe săptămână. Impedimentul principal, cum a spus bine, doamna, sunt banii. Știți, din punctul meu de vedere, câteodată, îmi cer scuze că spun, este bine ca și un tratament să coexiste cu o consiliere psihologică, pentru că în stadii mai avansate nu poți decât cu consiliere. Acum, pe bune, că știți, așa deci este necesar așa câteodată să, știți, e o energie care trebuie să o dăm în fizic. Exact. Ca lucrurile să se miște acolo și după aia trebuie lucrat și cu mintea, da, și cu emoțiile. Cum dumneavoastră, ca psiholog, lucrați cu mintea și cu emoțiile. Dar uneori e nevoie și de o energie, care trebuie dată cumva într-un fel și atunci câteodată trebuie, adică de multe ori, trebuie să luăm un tratament întâi și după aceea să finalizăm asta psihologic. E și foarte important. Tratament trebuie bani. Exact. Dar vreau să spun că doamna trebuie să înceapă întâi cu un tratament, adică la cum este dânsa de negativă, că este negativă, da, deci numai despre asta vorbește, trebuie început nu cu o consiliere psihologică, ci cu un tratament la dânsa. Și după aia, bineînțeles, preluat de către un psiholog și mers mai departe ca să și finalizeze. Și v-ați oferit dumneavoastră să faceți un act de caritate. Poate vă oferi și dumneavoastră. Pe linia mea. Dar cât sunt ca dumneavoastră și ca mine? Glumesc. Nu, dar cât sunt? Așa este. Vreau să spun un pic aici despre cum se simt energetic persoanele care au avut probleme în familie, legat de exemplu faptul că s-au certat părinții, sau legat de faptul că s-au despărțit părinții, sau că au fost traume, au fost violență în familie, tot felul de lucruri. Păi da, dar ne spuneți după o scurtă pauză de publicitate, că de aceea v-am oprit. Da.